Noaptea trecută, străzile din Sinaia și Brașov au devenit loc de promenadă pentru urși. În imagini se vede cum animalele se plimbă gale pe mijlocul drumului și printre mașini. Această familie de urși a fost surprinsă în centrul stațiunii Sinaia. Un alt filmuleț, tot de noaptea trecută, arată un urs care rătăcește într-un cartier din Brașov. La un moment dat, un grup de curioși se apropie la câțiva metri de animal și îl fotografiază, însă ursul nu reacționează, fiind probabil preocupat cu căutarea hranei. Cazurile de dispariție sau crimele cu autor necunoscut s-au înmulțit într-un mod îngrijorător în România. Dramatic este și faptul că printre cei dispăruți sau uciși sunt foarte mulți copii. Încercăm astăzi să deslușim dispariția dubioasă a unui copil. Dosarul său a fost clasat, ceea ce lasă în urmă multe semne de întrebare. Pe 15 decembrie 2014, micuțul Puia Florin, care avea 2 ani la acea dată, se juca în fața casei părintești din satul Cuiești, județul Bihor. Casa se afla undeva la marginea satului, dar nu este izolată de celelalte gospodării. Era ora 10:30 dimineața când copilul a fost văzut pentru ultima dată în viață. Aceasta este ultima zonă în care urmele copilului au fost văzute. Acestea dispar brusc, iar alte urme de oameni maturi duceau către pădurea din spatele meu. Părinții băiețelului de numai 2 ani erau plecați la muncă în acea dimineață și l-au lăsat în grija unei familii din vecini. Eu eram în sat și băiatul era aici, deci dânsul s-au cotat de el. Și ne-au anunțat că a dispărut. Pe când a venit, deci nu mai era băiatul, dar ci lângă pod. Bicicleta a abandonat-o în vale. Copilul a dispărut fără urmă, iar mama a sunat la poliție. A venit poliția să-l caute? Da, a venit foarte târziu. Nu și caute după băiat, ce ne-au anchetat pe noi. Ne-au închetat. Și după aia am umblat după copil, dar nici urmă, nimic nu mai fost. Poliția a pierdut câteva ore prețioase în găsirea copilului, făcând mai întâi interogatoriu cu părinții, chiar dacă aceștia în timpul dispariției aveau zeci de marturi că era un alt loc și munceau. Nimeni nu a luat în calcul varianta unei răpiri, mai ales că zona era frecventată de mulți străini. Vineau, normal, că pe aici umblă. Umblă mașini, vin oameni aici. Deci aici umblă oamenii. Au fost multe căutări și scotociri în desișul pădurii, dar copilul părea că a fost înghițit de pământ. Nici măcar o urmă nu a fost găsită. Anchetatorii au hotărât că micuțul a fost ucis de un porc mistreț și astfel toate căutările au încetat. Am primit un plic acasă pe care am lăsat și la o femeie milocitit și milocitit că s-a încheiat cu pruncul, deci nu se mai umblă după el, nu mai anchetează, nu mai face anchetă, absolut nimica. Anchetatorii au renunțat la căutori și după 2 ani de la dispariția copilului au fost găsite de către un localnic câteva oase și un craniu. Ciudat este faptul că locul unde erau rămășițele era unul în care s-a căutat intens la data dispariției. Pur și simplu oasele au apărut pe un pad de frunze și părea că cineva le-a plantat acolo. Am fost, dar am făcut niște lemne acolo. Așa. Și l-am găsit acolo unde am făcut lemnele în margine. Deci era în marginea pădurii? Chiar în marginea pădurii, da. Și cum v-a atras atenția pe craniu? Păi am luat un băț și l-am întors. Deci nu era îngropat? Nu, absolut, deasupra pe frunze. Erau frunze mucegăite pe craniu? Nu, absolut, că era descoperit. Nu a fost astupat, nu a fost absolut nimic. Deci a fost la vedere. De ce nu a fost văzut copilul în timpul căutărilor, chiar dacă a fost scotocită și zona în care rămășițele au fost găsite după 2 ani? De ce autoritățile au concluzionat destul de rapid că micuțul a fost omorât de un porc mistreț? De ce nu s-a luat în considerare faptul că locul unde s-a găsit craniul micuțului era unul frecventat de către păstorii din zonă și că ar fi fost imposibil să nu-l găsească nimeni timp de 2 ani? Și întrebările pot continua în acest caz terifiant. Nici în ziua de azi părinții nu știu ce s-a întâmplat cu fiul lor și continuă să-și pună întrebări. Un copil în vârstă de 2 ani și 3 luni dispare fără urmă din fața casei. Polițiștii împreună cu localnicii îl caută timp de o săptămână. După 2 ani de la dispariție, găsesc câteva oase ce par a fi fost plantate la o distanță de 1,5 km de locuință. Apoi clasează cazul. Sună destul de ciudat și lasă multe semne de întrebare. Pentru știrile Canal D, Ștefan Stroie. Pe curând! Pandemia a format obiceiuri nesănătoase, spun medicii. Deseori spălăm alimente care, în mod normal, nu necesită acest lucru, ba din contră, e chiar contraindicat, pentru că poate conduce la împrăștierea unor bacterii sau agenți patogeni. Iar asta se traduce prin infecții care pot fi, de fapt, evitate foarte ușor.
Spălatul unor alimente poate face mai mult rău decât bine, ne avertizează specialiștii. Din dorința de a ne simți mai în siguranță, putem face mai mult rău, iar asta ne poate costa. Chiar le țin foarte mult în apă rece. Pun apă în chiuvetă și le țin în apă rece. Dar e o întrebare fără sens. Cum să nu speli și cum să nu te speli pe mâini și să schimbi încălțările și hainele? Obligatoriu. Mai au impurități pe ele și când, dacă le prăjești, poate să cadă în tigaie impuritățile alea. Experții în nutriție și sănătate alimentară au făcut un top al alimentelor pe care nu trebuie să le spălăm niciodată înainte de a fi gătite. Iar în cap de listă găsim carnea de pui. Să fiți atenți, carnea e bine de introdus direct la cuptor sau tratată direct termic. Dacă vreți totuși să o spălați, atenție că sunt foarte multe bacterii pe suprafață, ei care pot contamina chiuveta. Și dacă au contaminat-o, după ce ați spălat carnea sau peștele în chiuvetă, este bine să spălați cu săpun și să dezinfectați. Este și cazul altor tipuri de carne, cum ar fi cea roșie sau peștele. Categoric! Spălată, opărită, arunca, eu așa fac. Dar prin câte mâini trece bucata mea de carne și cine știe ce și cum, eu zic să mai pierd din gustul cărnii și să fiu eu sigură că e curată. Dar important de știut este faptul că alături de carne, nici salatele, ciupercile sau ouăle nu trebuie spălate înainte de masă. În cazul ciupercilor, spre exemplu, nu se recomandă spălarea, ci curățarea, și asta pentru că ele absorb multă apă și, spun specialiștii, asta ar determina modificarea gustului. Cert este că obiceiurile umane sunt greu de modificat, însă experții ne îndeamnă să consumăm alimentele corect pentru a elimina orice pericol de infectare. Dacă tot se apropie sărbătorile, când gospodinele sunt în căutări frenetice după ingrediente și cozonac și ouă colorate, cei de la Protecția Consumatorilor lansează un avertisment. Vopselurile pentru ouă din comerț conțin pe an ce trece tot mai mulți aditivi și coloranți care pot fi o bombă toxică pentru organism. Pentru că sunt conștientă că atunci când le bag în vopsea automat intră și în albușul ouului. Cât de toxică crezi că e? Foarte toxică. Cu toate că oamenii sunt conștienți că vopselurile de ouă le pot face mai mult rău decât bine, din lipsă de timp sau pur și simplu pentru că dau un aspect estetic, le folosesc de sărbători. Doar că un studiu al celor de la Protecția Consumatorilor le dă fiori. Față de 2015, numărul de aditivi și coloranți dintr-un singur pliculeț s-a dublat. Și dacă ne gândim că ce contează ce vopsea folosim, se ia pe mâinile noastre, pe mâinile copiilor, pe mâinile bunicilor și, nu în ultimul rând, în foarte multe din ouăle pe care le vopsim, se transferă și în ou. Fiindcă știm cu toții, când desfacem ou, unul e puțin galben, unul e puțin roșu, unul e puțin verde, funcție de vopseaua care am utilizat-o. Să mă apuc să fac anevul mediu cu speclă roșie sau cu ceapă, nu m-aș apuca. Sincer, mă uit pe ea întotdeauna. Știu că de multe ori conține și ce nu ar trebui să conțină, dar este cam inevitabil. Pe lângă ouăle pe care le colorăm singuri acasă cu vopsea alimentară, care poate conține până la 12 aditivi alimentari, un grad mare de risc îl au și ouăle gata vopsite. Cel mai adesea, spun specialiștii, ambalajul acestora nu indică toate ingredientele și nici cantitatea acestora. Pentru a vopsi ouăle natural, există alternative simple și la îndemână, la care nici măcar nu ne-am gândit. Să colorăm cu afine, să ne iasă un violet, sperăm să ne iasă și foarte bine, cu speclă, să avem nelipsitele ouă roșii, tumeric să le facem galbene și verzi să am ales să fierbem spanac. Ca și timp, poate că e un pic mai greu, dar pentru sănătate eu zic că merită. După ce punem fiecare ingredient la fiert, adăugăm și câteva linguri de oțet, iar apoi putem scufunda ouăle în zeama colorată natural. Ele pot fi lăsate la colorat pentru câteva zeci de minute sau, pentru o culoare mai intensă, le putem lăsa și peste noapte. Mie mi se pare că au ieșit cel mai bine astea cu turmeric. E un galben frumos, că le dăm și un luciu, o să arate bine pe masa de Paște. Dacă totuși alegem vopseaua din comerț, specialiștii ne avertizează să fim atenți să cumpărăm una alimentară. Cine hrănește porumbeii pe domeniul public riscă să fie amendat. Așa sună una dintre ideile noului regulament din Timișoara, care interzice ca păsările și animalele să primească mâncare pe stradă. Totodată, reprezentanții primăriei, supărați că unii oameni își plimbă găinile sau pui cu autobuzul și tramvaiul, vor să introducă în sancțiuni și pentru cei care iau mijloacele de transport în comun animalele de fermă.
Așa arată centrul orașului Timișoara într-o zi de primăvară, când plăcerea localnicilor, dar și a turiștilor, este să admire și să hrănească porumbeii care defilează pe străzi. Păsările se strâng cu zecile atunci când primesc de mâncare, însă hrănirea lor ar putea să fie interzisă de autoritățile locale. Noul regulament, aflat acum în dezbatere, a împărțit lumea în două tabere. O idee proastă. Nu știu cine a gândit-o. Asta era bucuria copiilor, să vină aici în centru, să le dea de mâncare la porumbei. Nu mă deranjează să fie interdicția. Ideea de a infometa pe porumbei a fost preluată din străinătate de consiliera Rodica Militaru. Aceasta susține că numărul păsărilor e tot mai mare și că înaripatele fac dezastru în oraș. Din păcate, degradează fațadele clădirilor, podurile, statuile. Nu este nici aceasta o măsură inedită. Londra a introdus-o din 2003 și sunt plăcuțe cu amendă 500 de lire dacă te prinde că hrănești porumbei. Și nu este singura reglementare intens dezbătută aceste zile în vestul țării. Sătui ca fermierii ce-și vând animalele în piață să-și plimbe găinile și iepurii cu mijloacele de transport în comun, aleșii locali propun interzicerea acestora în autobuze și tramvaie. Vom avea voie cu animalele de companie în mijloacele de transport în comun? Doar că acestea trebuie ținute neapărat în lesă pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Nu este voie însă să transportăm aici animale de fermă, cum ar fi porci, găini sau iepuri. Toate aceste propuneri vor fi supuse unui vot în Consiliul Local. Dacă acestea se vor transforma în lege, oamenii care încalcă regulamentul ar putea fi amendați cu sume între 100 și chiar 2000 de lei. Este sezonul leurdei, planta gustoasă cunoscută de român drept usturoiul sălbatic. Dacă în trecut ciorba de leurdă era nelipsită din bucătărie, acum șefii gătesc rețete tot mai sofisticate din frunzele verzi, ușor picante, ce abundă în vitamine. Până să ajungă pe mesele gospodinelor, leurda este culeasă de tot mai mulți oameni direct din pădure. Bunicul Gheorghe a venit la cules de leurdă împreună cu cei doi nepoți în această pădure de lângă Oradea. Crângul este plin ochi de plantele denumite popular usturoiul ursului și creează un covor verde cu miros înțepător atunci când sunt rupte. Leurdă se mai numește usturoiul ursului. Ai mâncat? Da. Cum e? Bună. E bună, cu gust de... De usturoi. Bunicul va face din frunzele de leurdă o salată gustoasă pentru cei doi nepoți, iar restul se va pune la păstrare. Culegem în stare proaspătă și o folosim la salate. O luăm și pentru a pune chiar în frigider, în congelator, pentru perioada când nu este. Șefii bucătari au reinterpretat usturoiul sălbatic în preparate fine dining. Așadar, Nicolae Tomescu ne gătește mai întâi o bufala de bivoliță cu roșii, sfeclă și pesto de leurdă cu migdale. Astăzi leurdei vom da o notă modernă și vom face un pesto din ea, iar pentru acesta avem nevoie de migdale, parmezan, leurdă bineînțeles și ulei de măsline. Leurda este ușor de gătit, poate fi foarte bine asociată cu preparate din carne. Vom face un filet de curcan cu leurdă, parmezan, îl vom condimenta cu sare și piper, apoi îl vom înveli în felii de bacon crud uscat și îl vom servi cu piure de cartofi cu trufe și morcov caramelizați. Pieptul de curcan se umple cu leurdă și brânzeturi, apoi se dă puțin la tigaie. Piureul se așează la fel ca frișca în farfurie, apoi se adaugă morcovii ca pată de culoare. Lângă preparatul delicios se așează și salata cu brânză de bivoliță, stropită cu pesto din leurdă. Este un preparat foarte bogat în vitamine, minerale, calciu și de asemenea proteine. Poate fi servit ca salată sau să precedă un fel de mâncare caldă. Specialiștii spun că leurda este bogată în vitamine, așadar poate ajuta în tratarea unor boli. Indiferent de modalitatea în care alegeți să consumați leurda sau usturoiul sălbatic, cum mi se mai zice, aceasta are o serie de beneficii pentru organism. Îmbunătățește memoria, digestia și fluidizează sângele. Munca în pandemie a schimbat complet piața birourilor. Aproape nimeni nu mai vrea să lucreze în acele open space-uri din clădirile înalte. Toți caută muncă de acasă cu posibilitatea de a mai socializa din când în când cu unii dintre colegi. Așa au apărut birourile modulare, care se pot închiria de firmele dispuse să ofere angajaților un spațiu de lucru în ton cu vremurile. Faceți cunoștință cu biroul viitorului. Se poate amplasa oriunde și deja funcționează precum un Airbnb în zona de business. Este prietenos cu mediul datorită dotărilor de înaltă tehnologie de care dispune, spun cei care l-au gândit. Avem, cum este și normal, un buton de panică în cazul în care există o problemă, buton de panică care duce automat la administratorul, purificatorul de aer, care în momentul în care simte că există o problemă de nivel de CO2, de exemplu, sau orice altceva, va porni automat și ne va ajuta să avem aer
curat și proaspăt. Cei care au dezvoltat această afacere au vrut să se adapteze nevoilor actuale de pe piață și anume încurajarea lucrului de la distanță. Ea este destinată practic persoanelor fizice care au nevoie de un spațiu propriu să se delimiteze zona de personal de cea de business. Birourile modulare inteligente au și internet de mare viteză, senzori de fum și de incendiu, întrerupătoare inteligente din care se poate regla lumina ambientală, dar și temperatura. La doar un click distanță, direct de pe aplicația telefonului mobil, puteți închiria un astfel de spațiu de birouri mobil. Prețul pornește de la 5 euro pe oră, iar marele avantaj este că îl puteți monta oriunde, în fața blocului, în curte, în grădină, ori chiar direct pe plajă sau la munte. Atâta timp cât se poate lucra la distanță, în loc să lucrăm de acasă, să lucrăm într-o locație mobilă, da. Mai ales dacă sunt și colegii, poate mai bine. E o alternativă bună, pentru că poți să schimbi mediul de lucru și e altfel. Este practică. Știu, am și unii prieteni care pleacă cu rulota în țară și lucrează pe rulotă. Se poate. Un astfel de birou se poate închiria pentru maximum 600 de euro pe lună sau chiar achiziționa la un preț de cel mult 20.000 de euro în funcție de dotări. Plajele sălbatice din delta Dunării s-ar putea anima mai devreme decât ne așteptăm. Tot mai mulți turiști își vor petrece mini-vacanța de Paști pe tărâmul fascinant unde Dunărea se varsă în Marea Neagră, iar cei care au pensiuni tradiționale în sânul naturii fac ultimele pregătiri înainte să primească oaspeți. Cei care vor alege o plimbare cu barca vor avea parte de o experiență de neuitat. În această perioadă, delta renaște, iar păsările fac spectacol pe luciul apei. Aceste căsuțe din lemn, învelite în stuf, sunt atracția principală a turiștilor care își doresc câteva zile de relaxare în delta Dunării. Complexul din Lunca a primit primii oaspeți încă de pe 8 martie, când au deschis sezonul. Acum, pentru că vremea e frumoasă, personalul se ocupă de reamenajare. Sunt curățate terasele, spațiile verzi sunt toaletate, iar mobilierul exterior e montat bucată cu bucată. Ne axăm pe întreținere, curățenie, chiar și acum suntem în renovări, lavabil, vopsit, ca să putem să întâmpinăm cât mai bine clienții. Și în interiorul pensiunii, lucrările sunt pe ultima sută de metri. Gazdele se grăbesc să pună totul la punct până de Paște, când căsuțele sunt rezervate la capacitate maximă. E un început promițător. Pentru Paște avem pensiunea integral ocupată. Spațiul nostru de cazare nu este foarte mare, având doar 12 camere. Proprietarii de pensiuni susțin că au ales să păstreze aceleași tarife de cazare ca anul trecut. Așadar, pentru o noapte de cazare în extra sezon, prețul pornește de la 200 de lei, în timp ce în plin sezon acesta pleacă de la 300 de lei pe cameră. Căsuțele sunt dotate cu baie proprie, aer condiționat, încălzire cu panouri, terasă pe malul lacului. Deloc de neglijat în delta este gastronomia specifică, așa că în bucătărie peștele este vedeta, preparat în nenumărate moduri ca să încânte papilele gustative ale turiștilor. Noi așteptăm pe clienți cu preparate, cum ar fi carasul prăjit, borșul de pește, plachie de crab, saramură de crab, storceagul care nu ne lipsește. Dacă plănuiți o aventură în sălbăticia deltei, ați putea avea norocul să zăriți în această perioadă păsări de toate mărimile și culorile care își refac cuiburile. Pandemia a creat o concurență acerbă în industria Horeca, mai ales din punct de vedere gastronomic. Pentru a fi pe placul gurmanzilor cu pretenții, restaurantele adoptă meniuri cu preparate ieșite din comun. Într-un restaurant din Oradea, pizza cu ruladă din purceluș de lapte și caracatiță rumenită pe rocă vulcanică sunt delicatesele care atrag pofticioșii ca un magnet. Clasica pizza italienească se transformă într-o delicatesă pentru gurmanzii cu pretenții. Aluatul dospit 24 de ore este rumenit pe o vatră rotativă din rocă vulcanică, care îi dă o aromă aparte. Blatul este decorat cu porchetta, o ruladă delicioasă din purceluș de lapte sau cu tentacule de caracatiță stinse în vin. Caracatița o încingem la tigaie, o stingem cu vin. Și adăugăm pătrunjel. Nu o ținem foarte mult, ca ea să fie cât mai fragedă.
Proprietarul restaurantului a locuit mai bine de un deceniu în Italia. S-a împrietenit cu patronul unei pizzeria din Napoli, unde lua masa frecvent. Așa i-a venit ideea că la întoarcerea acasă, în România, să investească în magazine cu produse italienești. De la mozzarella de bivoliță, prosciutto crudo, până la porcini și porchetta, toate ingredientele sunt aduse din străinătate. Mai puțin apa și legumele, care trec printr-un proces de purificare înainte să fie gătite. Noi toate legumele, toate fructele, tot ceea ce folosim în bucătărie, le punem în apă ionizată alcalină, le lăsăm de pe o zi pe alta. Clienții fideli spun că feliile de pizza Aburinde sunt o încântare pentru papilele gustative. Excelentă! Îmi plac foarte mult fructele de mare, în special caracatița, și aici se face extraordinar. Și comand și vin de câte ori am ocazia. Sunt foarte încântat și de produse, au un gust autentic de Italia și de fiecare dată când vin îmi place pizza cu șuncă extraordinar de bună. Blatul, la fel, este foarte pufos, foarte bun. Înainte de pandemie, piața gastronomică din Oradea a avut o evoluție fulminantă. Investitorii spun că orașul este în plină expansiune, iar restaurantele pot deveni o investiție profitabilă pe termen lung. Orașul Oradea, care a avut nenumărate schimbări ca și față în ultimii ani, au evoluat foarte mult, m-am gândit că ar merita să evolueze și în domeniul gastronomiei. O pizza cu caracatiță, fructe de mare sau ruladă din purceluș de lapte costă 35 de lei. Șase purceluși mistreți s-au născut în micro-rezervația din Constanța. Puii au devenit rapid atracția parcului zoo, iar copiii sunt încântați. Micuții vin să afle totul despre aceste animale care rare ori se înmulțesc în captivitate. Cei șase purceluși vărgați au devenit noua atracție a vizitatorilor micro-rezervației de la Constanța. Jucăuși și năzdrăvani, micuții mistreți, născuți în urmă cu doar câteva zile, sunt permanent urmăriți de mama lor și de îngrijitorii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Este o specie europeană sau euroasiatică, ce e și mândria țării noastre, întrucât sunt exemplare foarte mari în pădurile noastre. Este educativ pentru copii să vadă și animalul tânăr, animalul mic, animalul care pășește în viață, ca și ei, fiindcă este o sursă de educație. Cei mai curioși să-i vadă pe mistreți la joacă sunt copiii. Chiar dacă mirosul este un adevărat test de rezistență, aceștia se opresc să privească animalele și să afle totul despre ele. E mare porcul și cum face porcul? Cum face porcul? Face guiț, guiț? Cei șase purceluși vor mai rămâne cel puțin două luni alături de mama lor, până când vor prinde curaj să se descurce singuri. Cei care doresc să vadă purcelușii mistreți, dar și celelalte animale din micro-rezervația din Constanța, sunt așteptați zilnic între orele 9:30 și 18. Prețul unui bilet de intrare este de 9 lei pentru un adult și 3 lei pentru elevi. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Instagram știrilecanalde.ro. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită să aveți și nu uitați. Aveți grijă de dumneavoastră. Astăzi am avut parte de vreme frumoasă. A fost cald, iar soarele și-a făcut simțită prezența. Vântul a suflat slab spre moderat, iar la munte a nins izolat. Maximele zilei au oscilat între 10 și 16 grade. La noapte va ploua în toată țara, în special în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Transilvania și Dobrogea. La munte se vor semnala precipitații mixte, iar izolat va ninge. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade. Mâine atmosfera va fi mohorâtă și mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Temporar va ploua în toate regiunile, iar maximele se vor încadra între 7 și 15 grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia avem vreme rece, cer înnorat și vânt slab. Maximele ajung la 7 grade în Pitești, 10 grade în Călăraș. În Transilvania, norii acaparează cerul. Va ploua slab pe tot parcursul zilei. Se vor înregistra 12 grade în Alba Iulia, tot atâtea și în Târgu Mureș. În Moldova va fi mult mai frig decât în mod normal pentru această perioadă. Vor fi precipitații și vântul va sufla slab. Vor fi 13 grade în Focșani,
Focșani, 15 în Iași. Ploile nu vor ocoli nici vestul țării. Aici vremea va fi închisă cu cer mai mult noros. Termometrele vor indica 9 grade în Reșița, 11 grade în Oradea. În Oltenia, cerul va fi în mare parte înnorat, iar precipitațiile vor fi abundente. Izolat se vor strânge chiar și 15 litri de apă pe metru pătrat. Vor fi 7 grade în Craiova și 8 grade în Turnu Severin. În Dobrogea se anunță vreme mohorâtă. Cerul va fi noros, vom avea parte și de ploi slabe. Valorile termice ajung până la 10 grade în Sulina, tot atâtea și în Constanța. În capitală, vremea a fost rece, iar vântul a suflat slab. Maxima s-a situat în jurul valorii de 15 grade. La noapte avem cer variabil și condiții de ploaie. Minima scade la 0 grade. Mâine vremea se menține rece, iar meteorologii anunță ploi. Temperatura maximă va fi de 10 grade. La munte, vremea va fi închisă și rece. Se anunță ninsori și lapoviță. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 grade în Sinaia și 5 grade în Stâna de Vale.